Astăzi, urgent, trebuie să pornim realizarea Planului Național de Industrializare a Moldovei. Dacă nu o să avem producere companii fabri și uzine, nu o să avem niciodată stat puternic și o să rămânem țară papraşaică, cum îi spun moldovenii. Punctul numărul 2. Crearea unei bănci de stat care să echilibreze piața de creditare, în special rata dobânzilor. La noi toate băncile în țară azi le aparțin străinilor, care fac cu noi și vor, când vor și cu câte procente vor. Noi o să avem banca de stat și o să-i reglăm și dacă trebuie să-i regulăm. Vă mulțumesc! 3. Instituirea unui regim fiscal preferențial în mărime de 2-4% pentru companii operaționale subsidiare care își desfășoară activitatea de bază în afara Moldovei. Dacă nu o să fim atractivi pentru companii din afară care să înregistreze la noi și să achite la noi 2% să devii rezident fiscal, și eu vă asigur, o să vii 10 și sute de companii. Pentru mine este important să îmbunătățim viața oamenilor și Republica Moldova să fie o țară în care investitorii să vrei să vie. Noi nu avem astăzi gaze naturale ieftine, energie electrică. La noi sunt distruse școli profesioniste și noi astăzi nu producem sudori, lemnari, croitoriese, electricieni, șmuștori profesioniști de alte profesii. Aceste lucruri trebuie urgent făcute. Și atunci, cu cât mai mult vor veni în țară, să cheltuie sau să investească bani. Doar atunci vom trăi mai bine. Noi avem multe proiecte care pot fi realizate fără a cere bani, a împrumuta. Cum ar fi? Crearea unui sistem atractiv cu cele mai mici taxe la înmatricularea avioanelor. Se încurajează înregistrarea aeronavilor străine sub drapelul Republicii Moldova. Noi trebuie să facem și o regulă, dar și un sprijin pentru cei care astăzi avem 1 milion de oameni pe scutare, nu au niciun interes să devameze o mașină în Republica Moldova, deoarece prețurile sunt ca în Uniunea Europeană, dar la unele modele chiar este mai scumpă. Când înainte era invers, toți moldovenii care munceau peste hotare și nu contează, în statele europene sau în CSE, în Federația Rusă, era plin cu numere de mașini moldovenești. Astăzi nu, deoarece nu se merită. Anume din aceste motive, noi propunem vamuirea automobililor cu vârsta până la 3 ani cu reducere de 50%. Veniți acasă și dați-i bătaie cu răstămoșca acasă și nu umblați cu drapele autostate.